Sunt găsit 46 de milioane de lei, o sumă impresionantă, strânsă de către polițiști. Asta după ce, așa cum vedeți și dumneavoastră în imagini, oamenii legii sunt la datorie, sunt în trafic, opresc șoferii pentru a prezenta acea declarație pe proprie răspundere, adeverință, în care trebuie să spună exact motivul deplasării. Acest motiv al deplasării trebuie să fie unul cât se poate de întemeiat, trebuie să fie unul dintre cele care sunt transcrise în ordonanța de urgență. Am văzut în această dimineață șoferi conștiincioși, oameni conștiincioși, care se deplasează la serviciu sau cu strictă necesitate, au prezentat toate actele, însă au fost foarte mulți în ultimele 24 de ore care n-au respectat absolut deloc aceste reguli și au fost amendați. Mai exact 10.000 de șoferi în ultimele 24 de ore și pentru că să fie cât mai eficientă această măsură, autoritățile au de gând să înăsprească amenzile, amenzi care pot ajunge până la 20.000 de lei dacă nu sunt respectate absolut toate criteriile.